Salutare dragilor, bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. Numele meu este Nemții și astăzi avem un pack opening special. Este al doilea episod al zilei după draftul de mai devreme. În acest episod vom face un pack opening cu jucătorii ăștia Team of the Season so far din La Liga și din Superliga Turciei. Avem minunățiile astea din La Liga, îi avem și pe băieții ăștia din Superliga Turciei, după cum am zis. Și avem echipa asta pe care încercăm să o îmbunătățim. Ar fi foarte bun un Varan, un Diego Carlos, nu mai zic jucătorii high-rated din față, din La Liga, ne-ar ajuta, dar o să vedem după ce vom deschide pachetul, ce noroc avem și dacă putem îmbunătăți cumva echipa. Avem în primă fază, o să completăm pachetelul din La Liga. Vom da jucătorii ăștia, noroc de jucătorii ăștia din SBC-uri și din obiective, că am avut să fac ratingul ăsta de 87. Joao Cancelo e jucător după care îmi plânge un ochi, dar nu am avut un control deoarece nu obțineam acel rating. Acum trebuie să îl dau pe... L-am pe Navas. Să-i dăm send to club, l-am avut duplicate deoarece l-am folosit la ambele SBC-uri pentru că este un high rated, e un 87 destul de și îl poate permite oricine, adică cred că e cel mai ieftin jucător de 87 și cred că e foarte folosit în SBC-uri, deci îl băgăm pe el aici și acesta este lotul pe care îl folosim pentru cei din Superliga Turciei, Team of the Season so far guaranteed. Și avem două pachetele de toată frumusețea. Veți vedea imediat pachetelele. Avem... O să începem cu Superliga Team of the Season so far player și sperăm... Pachetelul ăsta l-am făcut pentru că, sincer, nu știu dacă este un jucător care poate să mă ajute neapărat. Poate doar ca și super sub, dar... Majoritatea sunt high rated și... Pentru SBC-urile ce urmează cu ligile celelalte din Team of the Season so far, cu siguranță o să ne ajute jucătorul pe care o să îl primim aici, dar să vedem. Să vedem ce noroc avem. Bineînțeles că e walkout. Sau e doar boards. Senegal. ST. De la Alania Sport. 88 SS. Da, e clar, e jucător de SBC, 88, nu cred că avem prea multe lucruri ce să facem cu el, dar e un 88, deci e decent și acum punctul culminant al acestui pack opening la Liga Team of the Season so far player și hai cu Doamne ajută, hai cu un flag bun, Franța, Argentina, dar să nu fie Ocampo, să fie trollul ăla, haide, tată, Germania, CM Cross de la Real Madrid, 96, n-am idee dacă e bun sau nu, nu știu dacă poți face ceva cu el sau nu, cred că cu un Shadow ar arăta el cât de cât decent, 3 skill most, 5 weak foot, medium, 90 acceleration, 73 sprint speed, e clar, e verde, stamina 92, e un mijlocaș central care pare destul de bun, dar nu știu ce să zic, dacă ne poate ajuta în vreun fel, long shot ca și trait, playmaker, technical dribbler, sincer nu știu, dar nu cred că ne poate ajuta în vreun fel. Nici nu prea îl putem integra în echipă, deoarece este neamț la mijloc, în locul lui Fred, dacă am putea să-l păcălim cumva, cred că ne-ar ajuta. Dar, să vedem, băgăm Benedera aici, care e clar, e titularul postului. Oblak în poartă și cu Carlos aici. Ia să vedem cum ar arăta. Dacă ar sta toți în 10, ar fi perfect.
Da, din păcate, stăm în 7. Așa, 10, 10, 10. Ar sta toți în 10 mai puțin cross. Și ar trebui să-i găsim lui o soluție. Un fundaș central de la Real Madrid, cred că ar fi cea mai bună soluție. Dar o să vedem. Lăsați-mi în comentarii ce idee aveți pentru a-l integra pe Kroos în echipă, să-i dăm și lui 10 chemistry și ne revedem mâine cu player pick-urile și pachetelele de la Division Rivals și Weekend League. Să aveți o seară frumoasă în continuare. Vă pup!